centru de permanență în cartierul Ostroveni. Printr-o hotărâre adoptată în ședința de marți, consilierii locali și-au exprimat acordul prealabil de înființare pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea a unui centru de permanență pentru asigurarea continuității asistenței medicale. Hotărârea adoptată mai prevede schimbarea destinației spațiului în suprafață de 92 de metri pătrați, situat la parterul internatului Liceului Tehnologic Ferdinand I din spațiu de cazare pentru persoane cu situație socială și materială deosebită în spațiu pentru funcționarea centrului de permanență pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare pe o perioadă de 10 ani. Centrul va fi inaugurat cel mai probabil în luna aprilie. Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea acordului de la beneficiarea pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea a unui centru de permanență pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare. Raportul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 3. Avis favorabil. Comisia numărul 5. Favorabil. Numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii 16. Discuții. Cine este pentru? Unanimitate. Dacă permite, dar vreau să mulțumesc personal pentru acest punct extra important pentru mine. Acesta a fost prins în programul meu electoral. Și anume un centru de permanență pentru a descondiționa aglomerată de la UCU din de la spitalul din Nord. Într-o lună și jumătate vă invităm la inaugurare, deci toți consilierii locali sunteți invitați să vedeți un centru așa cum și-l doresc foarte mult. Vă mulțumesc mult de tot! Hotărârea a fost adoptată având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, prin care a solicitat Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea acordul prealabil pentru înființarea unui centru de permanență în Râmnicu-Vâlcea, ca urmare a cererii unor medici de familie privind asigurarea continuității asistenței medicale primare după terminarea programului de activitate al acestora. Cel puțin 12 medici de familie și-au declarat intenția de a se asocia în vederea constituirii acestui centru de permanență, mai ales că Primăria și Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea pun la dispoziție spațiul necesar, amenajat și dotat conform normelor.